Astăzi vă vom arăta cum se face o mâncare specifică la Lipoveni. Se numește saleancă și se face din varză murată și jumeri. Acum vă voi arăta ce ingrediente trebuie puse. Aici avem jumeri de la țară, de porc. Avem bulion și varză murată. Iar din mălai vom face o mămăligă. Acum tocăm varza murată. Cam câtă varză murată? Să punem 1 kg? Cam așa, nu? Mai mult, un pic. Cât pentru creață, că nu e o creață mai mică. Cred că ne ajunge pentru. Deci ajunge. E cam aproximativ un ligheanuș, așa. Spălăm varza. Și o scurgem bine de apă. Tocăm și o ceapă.
facem o prăjeală din maragazul. Punem o oală. Urmă să facem ceaun. Din ceaun ăla, cum nu avem, s-am plătit gaie în altă de pici. Noi avem din fond, asta e foarte bună. În care vom căli ceapa. Punem ulei. Punem și bulion. Dar trebuie să meseci așa tot timpul? Acum punem jumerile. După ce s-a călit ceapa cu bulionul. Punem și varza. Începe să prindă aspectul de faleancă.
mai punem două, trei lumieri. Deci acum se pune capacul și mai se lasă un sfert de oră, după turnăm puțin apă ca să nu se lipească. Mestecăm cât de des putem în varza călită cu jumeri, ca să nu se lipească. Mai turnăm puțină apă dacă este cazul, dacă îi scade prea mult.